Bună ziua, stimați reprezentanți ai instituțiilor media, stimați spectatori. După cum am anunțat ieri, vrem să vă informăm din prima dată, pentru a nu lăsa loc speculațiilor în privința unui subiect pe larg mediatizat în ultimele zile, mă refer exact la cazul Vento. De fapt, focusul nu ar fi pe cazul Vento, ci pe faptul că acest caz este folosit într-un război, practic, între mai multe persoane, cu atacuri dure la Procuratura Generală. Foarte multe persoane manipulând cu acest subiect pentru a-și căpăta fie dividende politice, fie a bate în eforturile procurorilor de a face justiție oamenilor care au avut de suferit în urma acestui caz. Și vrem să vă prezentăm nu din punctul de vedere al celor care fac acum eforturi sau întreprind eforturi pentru a face justiție și a trage la răspundere persoanele vinovate de ilegalitățile comise în acest caz, dar pe să ne focusăm pe faptul că în spatele acestui caz au fost oameni, au fost destine, au fost sorți și familii. Și nu doar cei care au fost vizați direct în acest caz au avut de suferit, ci multe alte persoane pentru, la moment, anumite interese sau ilegalități comise din partea anumitor procurori. În acest context, țin să mă prezint, deci îmi cer scuze, nu m-am prezentat de la început, mă numesc Victor Munteanu, avocatul domnului Igor Borș, unul din coproprietarii companiei Vento, și îl prezint și pe domnul Igor Borș, deci care este proprietar, țin să subliniez, din data de 1 martie 2018, voi reveni la acest subiect pentru că este foarte important. Și aș vrea să vă prezint, practic din prima sursă, derularea evenimentelor în jurul acestui caz. Pentru reprezentanții mass media, țin să comunic că faptele pe care le voi relata vor fi expediate și înscris printr-un e-mail imediat după închiderea acestei conferințe de presă. De asemenea, în cazul în care reprezentanții media vor avea careva întrebări, suntem gata să dăm curs acestor întrebări și să răspundem. Puteți să notați la numărul de telefon 0685-3628, deci 66688. După sesiunea de prezentare a circumstanțelor acestui caz, vă vom răspunde la întrebări dacă vor parveni. Pe scurt, deci cum a fost fabricat dosarul Vento? Țin să menționez că, virgulă, compania Vento este o companie care activează, de fapt, sub acest brand, este un SRL înregistrat în Republica Moldova, SRL Datario. Și pe parcursul anilor 2018-2019, proprietarii companiei, compania însăși, dar și persoane care pur și simplu închiriau benzinării acestei rețele, au fost supuse unei persecuții fără precedent, au fost supuse reținerilor, arestărilor, persoane au fost ținute în arest perioade variind între câteva săptămâni și, în cazul domnului Igor Borș, până la un an de zile. Le-au fost aduse acuzații absolut nefondate și neprobate de către procurorii din Procuratura Anticorupție, condusă pe atunci de domnul Viorel Morar, și a ofițerilor de investigație din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Și cronologia vă va fi interesantă ca să înțelegeți amploarea acestor ilegalități. Deci, de la ce a pornit cazul Vento?
Pe data de 15 ianuarie 2018, ofițerii direcției numărul 5 a Inspectoratului Național de Investigație, Inspectoratul General de Poliție, fosta direcție deja desființată, din câte cunoaștem, a Direcției Operațiuni Speciale, au inițiat o cauză penală pe faptul acțiunilor pretinsele ilegale ale mai multor persoane fizice și juridice. Nu era specificată nicio persoană în acea notă informativă și la acea notă informativă nu era prezentată nicio probă, nicio dovadă asupra celor pretinse de către ofițerii din Direcția 5-INI. În baza acestui document, pe data de 17 ianuarie 2018, procurorul în Procuratura Anticorupție Roman Statnei pornește o cauză penală pe pretinsa spalare de bani. Spalare de bani săvârșită de mai multe persoane fizice, inclusiv juridice, fără a fi nominalizate acestuia, și se pune în această ordonanță de pornire a urmăririi penale numele domnului Veceslav Platon, care niciodată nu a avut nicio tangență cu activitatea companiei. Țin să subliniez faptul că acest lucru s-a demonstrat ulterior și numele acestuia a decăzut imediat în momentul în care ultima persoană care era deținută în arest a fost eliberată din arest. Deci numele acestui domn a fost folosit exclusiv pentru a ține persoane în arest și nu a avut, fapt ce s-a demonstrat, nicio legătură cu aceste companii. Și ca să înțelegeți, dar voi atrage atenția persoanelor care sunt cumva în cunoștință de cauză ce înseamnă o investigație penală, deci domnul Viorel Morar creează un grup de lucru format din, fiți atenți, 19 procurori, 26 de ofițeri de urmărire penală și de investigație, deci este un număr ieșit din comun din persoane, deci sunt 45 de persoane care trebuiau să investigheze pretinsele acțiuni. În luna martie, cu un suport mediatic important, procurorii rețin 6 persoane, percheziționează câteva zeci de localuri, bunuri la diferite persoane fizice, persoane juridice, dispun sechestrarea conturilor bancare, bunurile personale ale acestor persoane fizice și persoane juridice. La solicitarea procurorilor, mai multe persoane sunt plasate în arest preventiv pe durate, cum am și menționat, variind de la o lună până la 12 luni, cu ulterior, deci după perioade de câteva luni, mai multe persoane de fapt au fost scoase de sub urmărire penală pentru că s-a demonstrat absolut neimplicarea lor în pretinsele acțiuni ilegale. Și în ceea ce îl privește pe domnul Borș, eu am să las pe dumnealui să povestească detalii personale care le-a retrăit și a fost vizat, dar vreau să menționez următoarele lucruri, că din punct de vedere legal, pe durata cât a fost deținut un an de zile în arest preventiv, domnul Borș a solicitat, vă rog, explicați-mi în ce sunt învinuit, pentru că dumnealui a devenit proprietar, coproprietar mai bine zis, al acestei companii pe data de 1 martie 2018 și exact peste două zile dumnealui este arestat pe pretinsa spălare de bani la care nu a avut nicio atribuție. Culmea, instanța de judecată, printr-o hotărâre judecătorească, obligă procurorii să explice învinuirea, fapt care până în prezent nu s-a întâmplat și nu i s-a explicat de ce dumnealui a fost pus sub învinuire în această cauză, mai mult decât atât, de ce dumnealui a fost ținut în arest timp de un an de zile. Un fapt la fel extrem de important și relevant este că majoritatea documentelor pe care s-au bazat procurorii încercând să justifice acțiunile lor ilegale, și mă voi referi concret aici, s-a încercat tragerea la răspundere ca persoană fizică a domnului Borș, s-a încercat crearea comisiei rogatorii pentru a descoperi offshore-uri, s-a încercat o comisie de audit în privința la alte circunstanțe, deci toate aceste fapte nu s-au adeverit și nu s-au regăsit ulterior în dosarul care a fost expediat în instanța de judecată.
Și este important de menționat că învinuirile inițiale în baza căruia au fost ținute și reținute persoanele, ținute în arest, a decăzut complet în luna februarie 2019, fiind înaintată o nouă învinuire privind pretinsa evaziune fiscală a companiei, constatată, fiți atenți, în baza unei opinii subiective a unui inspector fiscal care în timpul ședinței de judecată nu s-a adeverit. Deci astfel se fabricau dosarele în baza opiniilor subiective și suntem satisfăcuți că încă mai sunt în Procuratura Generală oameni care înțeleg că legea trebuiește aplicată absolut imparțial și nu trebuiește folosită în anumite scopuri sau pentru satisfacerea anumitor interese. Toți ne amintim de faptul că în luna iunie 2019 Parlamentul a declarat această stare de stat capturat. Urmare acestei declarații, în care se conținea inclusiv prevederile că și justiția a fost complet capturată și au existat cazuri de folosirea justiției pentru încălcarea drepturilor omului, noi am considerat împreună cu un grup de colegi de a include acest dosar în lista celor 38 de dosare care au fost examinate abuziv în perioada în care statul a fost capturat, și ținem să subliniem faptul că pe data de 9 decembrie 2020, după ce au fost examinate probele din acest dosar, instanța a constatat că dosarul, de fapt, nu a avut nicio substanță, declarând nevinovați atât pe domnul Igor Borș, cât și compania. Compania vizată, astfel, considerăm că a fost făcută, să-i spunem așa, prima parte a justiției, pentru că, în situația în care vorbim despre justiție, persoanele care au fost vizate, închise, reiterez, închise, reținute, arestate, conturile cărora au fost blocate, familiile cărora au avut de suferit, asta este doar prima parte a problemei. Partea a doua a problemei urmează: vor fi sau nu vor fi trași la răspundere persoanele responsabile de aceste ilegalități. Și aici am observat recent în spațiu public că a apărut informația că mai multe persoane au fost sau urmează să fie puse sub învinuire în legătură cu dosarul Vento. Au existat multe polemici pe seama acestui subiect, însă țin să menționez din numele tuturor persoanelor care au avut de suferit pe acest caz că a trezit nedumerire din cauza faptelor că deci aceste acțiuni în încercarea de a trage la răspundere persoanele responsabile și persoanele vinovate de comiterea acestor abuzuri se văd acțiuni concrete de blocare ale acțiunilor procurorilor pe aceste cazuri, și societatea trebuie să conștientizeze că lipsa răspunderii pentru ilegalitățile comise va genera noi abuzuri și va încuraja sfidarea legii în continuare. Am observat schimbarea accentelor în cadrul Procuraturii Generale odată cu venirea noului procuror general, din partea deci accentele fiind până recent Procuratura Generală fiind percepută ca o instituție exclusiv de o instituție represivă, mesajele și acțiunile acum fiind clar îndreptate spre respectarea drepturilor omului și respectarea legalității, ceea ce vădit a deranjat multe persoane care nu doresc schimbarea în direcția respectării statului de drept și vor să instrumentalizeze procurorii în interese proprii. Și de aceea vrem să concludem asupra faptului că acest dosar nu este, după cum se vehiculează, o răzbunare a procurorului general împotriva anumitor persoane, ci este un act de finalitate a înfăptuirii justiției, în sensul că nu se face dreptate doar persoanele care au avut de suferit în urma acestui caz,
dar sunt trași la răspundere și persoanele care au fost responsabile de pornirea și instrumentarea acestui caz absolut abuziv, demonstrat ca fiind abuziv, și care urmează să fie un exemplu prin care să nu se lase ca impunitatea să domine justiția din Republica Moldova. Voi reveni în cazul în care vor parveni întrebări prin SMS-ul la numărul care vi l-am comunicat și invit domnul Igor Borș, coproprietarul rețelei Vento, să-și expună și poziția sa referitor la acest caz. Bună ziua tuturor! Îmi spun Igor Borș, sunt coproprietarul companiei Vento. Eu aș fi vrut să vorbesc în limba rusă pentru ca să mă înțeleagă o auditorie mai largă. В 3 марта 2018 года в 7 утра ко мне в дом приехали сотрудники прокуратуры и МВД для обысков. Когда я прочитал, что написано в той бумаге, я понял, что это дело никакого отношения к моей деятельности, к моей жизни не имеет. И что оно сфабриковано. Это было мне понятно с первого дня, когда я прочитал, в чем я был обвинен. Когда я уходил в наручниках из дома, я сказал своим детям, мне 2 девочки, им тогда было 11 лет, что также вашего дедушку, прадедушку вывозили большевики в Сибирь. И с одной целью, для того, чтобы отобрать у них все. И такие люди, которые в то время работали, были независимы, они не должны были советской власти. То, что происходило со мной, это была абсолютная параллель той ситуации, которую проходили наши прадеды, деды. Я с первого дня попросил адвоката, чтобы они подготовили всю информацию, касающуюся обвинения. Вся информация была подготовлена, где четко указывалось, что ко мне от руководства, от собственников компании «Кирс Петрол» нету никаких претензий. Эти документы были представлены. Было представлено также все, что касается недвижимости. Все документы были представлены. Это было все, происходило все в первый месяц моего ареста. Я также попросил о очной ставке с господином Платоном, так как они везде писали, это было везде в медии, о том, что господин Платон и мы, наша компания, круг лиц, людей, имеем какие-то экономические, финансовые связи. Никогда этого человека не знал, никогда никаких отношений с ними не имели, ни финансовые, ни личные, никаких абсолютно. Мне потом только стало ясно, почему эта фамилия оказалась в нашем деле. Это произошло уже после чего меня освободили. У меня была встреча с господином Плохотником, где он меня спросил, как вы думаете, кто хотел у вас отобрать этот бизнес? Вопрос был поставлен, так как в медии была статья, где было указано о том, что мы свой бизнес отдали. И там также в той информации было, якобы забрали наш бизнес близкие люди к демократической партии. На что я ответил, что я не знаю, кому это нужно, но я знаю точно, что это знает тот человек, который сказал вам о нашей связи с господином Платоном. Он незамедлительно сказал, что это был Виорел Мораль. Я, если честно, даже не ожидал такого ответа
открытого, потому что, как правило, люди такие вещи не говорят. То, что это была рейдерская атака, и это к этому можно прийти только исходя из тех фактов, которые имели место быть. Например, полностью были заблокированы все мои счета, арестовано все имущество, арестованы все недвижимое имущество компаний, кроме акций или долевого участия. То есть я, сидя в тюрьме, через нотариуса, мог бы переписать спокойненько свое долевое участие в компании. В первые месяцы, когда я сидел в тюрьме, у меня было более 12 адвокатов, приходили каждый день по 2-3 адвоката. Было очень много разговоров, в том числе, что было бы неплохо начать переговоры по тому, как мне нужно выходить из тюрьмы. На что я сказал, что из тюрьмы выйду только... Я начну о чем-то говорить, только если я выйду из тюрьмы. Не из тюрьмы буду об этом говорить. Перестали ко мне ходить с такими предложениями после этого. Они надеялись на то, что это произойдет в течение 3 месяцев, 4 месяцев. Никто не ожидал, что это затянется на год. За все это время Гарриэл Мораль говорит в прямом эфире на телевидениях о том, что есть налоговая инспекция или акт налоговый. Я хочу сказать, что он врет, так как ни в одном акте налоговой инспекции нету моего имени, моего фамилии. Также нет никаких улик или свидетельских показаний, прямых или косвенных, в котором фигурировало бы мое имя. Акты были сделаны, о которых говорит Мораль, акты были сделаны в ноябре месяце 2019 года, когда я уже сидел в тюрьме 9 месяцев. В один день, когда меня в очередной раз повезли в Буйканский суд на продление срока, в коридоре я спросил статного, говорит, ты же понимаешь, в этом деле ничего нету. Зачем вы это делаете? Он сказал, что я человек маленький, от меня ничего не зависит. Все вопросы нужно решать наверху. Вот это вот то, что происходило со мной. В то же время, благодаря тому, что все информационное поле было залито тем, что у нас есть связь с господином Платоном, моих детей, которые ходили в школу, Другие дети им говорили о том, что ваш отец украл миллиард вместе с господином Платоном. Ко мне в семью приходили разные люди, которые говорили моей жене, что ей нужно со мной разводиться, для того, чтобы уберечь хоть какое-то добро, что нужно думать о детях, так как я буду долго сидеть в тюрьме, минимум 10 лет. Статью придумали по отмыванию денег, потому что статья тяжелая, до 10 лет. Один раз мои дети были в течение года в тюрьме, чтобы я их увидел. Их, чтобы вы понимали, к детям 11 лет, девочки, их обыскали, полностью обыскали этих детей. Я запретил моей жене приходить с детьми в тюрьму после этого. Сегодня Мораль говорит, что ни в чем не виноват. Я отсидел год. Отсидел целый год. Как сидел, только я знаю. Первое время я сидел в камере 8 квадратных метров, 6 человек, включительно туалет, чтобы понимали, что какие это условия. Ну так сидят так многие люди там, сидят, к сожалению. И в тюрьмах очень много людей, невиновных. Такие люди, как Мораль, которые ходят и врут везде и всюду, они калечат людей. Гитлер во Второй мировой войне, он не строил газовые камеры, он не крутил
газовые краники, когда отпускали газ, и люди погибали. Это были люди, которые потом говорили, что мы боялись Гитлера, или еще что-то говорили. Это люди были специалистами. Когда сейчас сегодня говорят, что есть хорошие специалисты, надо смотреть, а что это за специалисты, и что они делали в свое время. То, что сегодня происходит, то, что масс-медиа поддерживает таких людей, как Марарь, я хочу сказать, что на моем месте может оказаться любой человек, абсолютно любой. И такой человек, как Марарь, любого посадит. Они специалисты, потому что они сажают людей невинных, и им за это ничего не будет. Пока эти люди не будут наказаны, или не будут попытки, чтобы наказать этих людей, это будет происходить в этой стране. И чем бы я хотел бы закончить? Я надеюсь, что господина Мараря будут допрашивать, и у него будет возможность оправдать себя, если он прав. Но я хочу сказать, что в нашем деле господин Мараль абсолютно везде. Был всегда. Каждый день. Он моей жене подписал отказ на свидание со мной. У меня не было, в течение одного года не было ни одного длительного свидания. Отказывали, говорили, что это незаконно. Потом мы проверили, оказывается, все это законно. Ко мне не допускали сюда адвокатов. Они давили. Везде, где могли. К сожалению, не так много людей, которые могли бы бороться до конца, чтобы прийти к какому-то финалу. И в этой стране это очень сложно. Но я надеюсь, что наш пример, это будет примером для многих, для того, чтобы они боролись. Потому что сегодня есть надежда на то, что люди правые все-таки будут побеждать, и будут другие наказаны. И с каждым разом, когда будут наказаны люди виновные, людей все меньше и меньше, которые не совершали ничего, будут сажать. Это нужно понимать. Я сидел год, ни разу меня не допросили. Вам это ничего не напоминает? Это для меня это как захват заложников террористами. Как можно человек сидеть год, его ни разу не допросить? Ни разу. Зачем его сажать? Зачем, чтобы он сидел в тюрьме? Когда всех оправдали, он остался один. Это заложник. И за это никто не хочет. Все говорят, что я не виноват. Как он не виноват? А кто виноват? Кто отвечает? Пускай он говорит, кто в этом виноват. Если он не виноват. Виктор, я все. Спасибо. Да, домнul Борш, mulțumesc. Parvin întrebări. Prin SMS. Bună ziua. Cine stă în spatele acestui dosar fabricat și care este folosul lui în urma reținerii domnului Borș? Pe cine învinuiți și cu ce concret? Mulțumesc anticipat. У них была попытка захвата компании. Когда они увидели, что они не могут ее захватить, они должны были любой ценой отправить дело в суд. Для того, чтобы оправдать свои действия. Поэтому они отправили в суд. От того, что мы боролись, у них отпало у них желание отобрать компанию. Им нужно было, тем более, что поменялась власть в стране. Не власть поменялась, а ситуация поменялась. Да? Политическая ситуация в стране поменялась. И они уже думали о другом. Они уже думали, как спасать свои шкуры. Они понимали, что может прийти день, когда им за это придется отвечать. В этом конкретном деле. Я никого не могу обвинять. Есть органы, которые должны заниматься этим делом. И я надеюсь, что они это будут делать. И тех людей, которые будут обвинены, у них будет правомерный суд. Каса континуи идея. Domnul Igor Borș, vreau să reiterez următorul lucru.
Într-adevăr, cum a menționat domnul Borș, nu foarte multe persoane au avut curajul în anii 2019 să vină în fața publicului, să depună plângeri pe cauzele în care au fost vizate. Mă refer la cele 38 de cauze. Nu am să mă refer la faptul că au fost etichetate politice sau nu știu ce. Noi considerăm că au fost dosare care au fost instrumentate în perioada când Parlamentul a declarat că statul a fost capturat. Și în acest caz vreau să reiterez faptul că deci persoane au fost ilegal persecutate, ținute în arest, le-au fost preluate proprietățile, au fost supuse, mă rog, au avut de suportat consecințe rudele acestora. Aceasta este doar prima parte a lucrurilor care trebuiește văzut. Ceea ce societatea trebuie să înțeleagă acum și să sperăm noi să lase ca procuratura actuală și procurorul general să se ocupe este de a doua parte a acestor lucruri. Ca persoanele care au fost implicate în toate aceste ilegalități să fie trase la răspundere pentru a nu lăsa loc unui mesaj către persoane sau factori decidenți că așa lucruri se pot întâmpla în continuare și că nimic nu se va întâmpla persoanelor care se ocupă cu lucruri legale. Deci acest lucru se numește impunitate. Ori actualmente se văd și sunt mai mult decât evidente prin discursuri să-i spunem de sabotare, prin discursuri de subminare a autorității procuraturii în cazurile, mă voi referi la cazuri concrete care se întâmplă să fie investigate ilegalitățile care au fost efectuate atunci și probabil că acest caz este, n-am să-i dau o ierarhie sau un rang, dar acest caz a spart gheața practic în investigarea cazurilor care au avut loc atunci. Și toate încercările de a justifica netragerea la răspundere a persoanelor implicate în aceste cauze, cu regret, lasă o amprentă negativă pe seama persoanelor care au avut de suferit din cauza acestor ilegalități și abuzuri. În acest context, deci mai primesc... Deci aceeași întrebare, că deci se repetă întrebarea la care a răspuns deja domnul Borș. Dacă nu mai parvin careva întrebări, noi vă mulțumim pentru atenție. Repet că am să expediez comunicatul de presă prin intermediul poștei electronice. Și rămân la dispoziție la numerele de contact pe care le-am lăsat în cazul în care cineva de reprezentanții mass media au nevoie de careva clarificări sau detalii suplimentare pe această cauză. Vă mulțumim. Vă mulțumim mult, vă dorim de toți o zi bună și aveți grijă, sănătate.